Ce este afară, frații mei? Amin. Care stați noaptea în casa Domnului și binecuvântați, Dumnezeu să fie slăvit. Mă bucur pentru că în această seară și știu că Duhul este plin de râvnă, trupul acesta este neputincios. Dar vine vremea că Domnul răsplătește ceea ce face în trupul acesta. Amin. Și când trupul acesta va fi semănat înapoi în putrezire, până atunci să nu muți. Până atunci să lucrăm pentru el. Amin, că numai pentru aceea vei fi răsplătit tot ce face astăzi cu Adam, până în ziua când Dumnezeu ne va chema acasă. De aceea să-l punem pe Adam la lucru. Și să-l punem pe Adam în lucrarea lui Dumnezeu. Și când Adam spune că nu mai poate, să-l mai împingem o dată. Și mare este răsplata atunci când Domnul spune că el vine să ducă răsplătirea cui? Tuturor celor ce l-așteaptă slăviți să fie Domnul. M-am bucurat în această seară căci am văzut mulți frați și surori care i-am prieteni pe Facebook. Știți ce zic? La unii v-am dat cereri în această seară, căutați. Veți vedea fratele Romii. Dar m-am bucurat foarte mult când l-am văzut aici, mă, live. Și când am văzut biserica, când vizit la găsit, m-am bune, bă, cine e? Și am uitat în coace încolo și am văzut niște frate de aici, care erau live aici. Și am zis, Dumnezeu să-i binecuvânteze. Amen. Și va veni ziua, frații mei, va veni ziua când ne vom vedea toți față în față în împărăția lui Dumnezeu. Amen. Dar până atunci, există unul care a murit. Există unul care a spus, Tată, dacă este cu putință, a fost în trup ca noi. Durerile apăsau peste el. În ce primește trupul, el era din semenția lui David, dar în ce primește Duhul Sfințenie, dovedit cu putere, era Fiul lui Dumnezeu, din Dumnezeu adevărat. Și a spus, Tată, dacă este cu putință, depărtează paharul acesta de la mine. El care când spunea, Tată, vorbesc astfel, pentru că cei ce sunt aici să creadă că tu ești și că tu m-ai trimis. Dar aceasta se ruga lui Dumnezeu și spunea, Tată, dacă e cu putință, depărtează paharul acesta de la mine. A avut Dumnezeu ceva bun pentru noi, slăvit să fie El. Și a întors Dumnezeu fața de la El, pentru că păcatul meu și păcatul tău era asupra Lui. De aceea astăzi îi cântăm și-L slăvim și-L obosim pe Adam acesta. Aleluia. Îl obosim chiar dacă ne mai punge o costă, chiar dacă ne mai doare un ficat, un ridic, ceva orice în trupul acesta, dar mergem că se merită până la capăt. Amin. Până când El va spune, vină slugă bună și credincioasă. Aleluia. Și intră după, se merită, frații mei. Amin. Se merită să-L slujim pe Dumnezeu, că vine ziua când vom lăsa totul aici. Și cu ceea ce am făcut pentru aceea, Dumnezeu ne va răsplăti. Amin. Slăvit să fie Domnul. Amin. Domnul să ne îmbrace cu putere. Amin. Și Dumnezeu să îmbrace robii Lui astăzi cu putere. Amin. Care astăzi ei vreau să meargă în lucrarea lui Dumnezeu. Au fost și până acum, dar de astăzi spun, Doamne, vreau să fiu așa cum Tu spui. Că Dumnezeu a rânduit în biserică și le știți pe toate. Până fratele nostru aici și mi-aș imediat închei, că nu vreau să vă țin. Mie mi-ar place să stați până dimineață, așa-i? Mie așa mi-ar place, vă spun sincer. Până fratele nostru aici că Dumnezeu a rânduit în biserică proroci, învățători și așa mai departe, că le știți voi pe toate. Și spunea, de ce are Dumnezeu? Ce vrea să facă Dumnezeu? Am spus, Domnul să facă din toți. Ce să facă? Să facă Dumnezeu din toți prorocii. E gelos cineva? Amin, vorbește, da. E gelos cineva ca pe toată adunarea prorocește? Doamne, lasă Duhul Sfânt peste adunarea! Amin! Iubește, amin! Amin, amin! Și îmbracă poporul cu putere, toți să vorbim în limbi, amin? Amin! Toți să cântăm, cântăm duhovnicești! Și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să intre în adunare. Amin. Și fiecare limbă să spună, nu mai pot să vorbesc în limba mea în care m-am născut. Și vorbește Domnul prin noi. Amin. Vorbește Duhul Sfânt prin noi. Aleluia. Slăviți să fie glasul.
suferințele Lui. Cântăm, slăvit să fie Domnul. Știți ceva? La predică nu fuge dracu. La rugăciune nu fuge dracu. Numai dacă ai autoritate și pui în numele Lui Iisus. Dar dacă ai autoritate, că dacă nu, dacă nu, te dispracă. Că mai încerca cineva să spună, în numele Lui Iisus ăla care nu-l promotuiesc eu, ce ăla? Și cum au fugit de acolo? E dacă încercăm și noi, Domnul să ne îmbrace cu autoritatea, ai autoritate, dar trebuie să o cauți. Dar la cântare, să cânte tot. Și spune, cum se cânte acolo? O cântare, cântarea cât să și tot iadul. Să se înfioare. Cum e inima versetul ăla? Să cânte ca David. Slăvit să fie Domnul. Ce se întâmpla când cânta David? Ce se întâmpla când cânta David, frații mei? Duhul care venea peste Saul și care muncea și care făcea să fie rău, când cânta David, fugeau duhurile. Aleluia! Dar când predica, fugeau? Fugeau? Dacă îi spunea, te rog frumos, drăguleț, obraznic, ești amare, dar te rog frumos. Ia-să dracu dacă îi zici, te rog frumos. Ia-să dracu dacă se te pune în ierușită, te rog frumos, drăguleț, obraznic. Auzi, dar nu e să zici obraznic, de ce drăguleț? În numele Lui Iisus te spui. Ieși amare din omul acesta. Amin. Cu putere, cu autoritate. Iată că v-am dat putere. Slăvit să fie Domnul! Nu mai țin, frații mei! Nu mai țin, că sunteți dragi! Dar vine ziua! Vorbește! Eu mă sta în împărăția lui Dumnezeu! Până atunci, ascultă ce spun! Orice durere ai în trupul tău! Orice durere ai în casa ta! Că chiar dacă nu ai în trup, cu siguranță ai în casă! Aleluia, Domnule! Și de mulți, de multă vreme, poate te tot lupți, te tot lupți și spui lui Dumnezeu, Doamne, te rog să vindești, te rog să te mântuiești, te rog să dai mântuire. Dar nu uita, vine ziua când spune Dumnezeu tot ce ai făcut pentru El, chiar dacă ai răbdat aici, vei avea cununa aceea care nu se poate vesteși și se merită, frații mei. Se merită că chiar dacă mânc astăzi carne, chiar dacă mânc mâine carne, chiar dacă mânc toată viața numai carne și am nevurile pline de euro, vine ziua că dacă n-am slujit lui Dumnezeu și dacă n-am iubit frații, știți cum trebuie să slujești pe Dumnezeu? Să iubești fratele tău. Să nu poți să-l zignești. Să nu poți să-l vezi că în față să nu mai zâmbească. Când l-ai făcut să nu mai poată să zâmbească, ești de la cel rău. Dumnezeu ne-a dat ce? Un duc de dragoste? Căci Dumnezeu este ce? Dragoste. Dumnezeu este dragoste. Doamne ajută-ne! Amin. În Duhul Tău cel Sfânt și în puterea Ta să ne iubim unii pe alții așa cum ne-ai iubit Tu. Amin. Să ne iubim, frații mei, să ne ducem lupta până la capăt. Căci pământul acesta, chiar dacă Dumnezeu va mai îngădui boli, astăzi ne-a putut aduna aici, dar nu știu ce se va întâmpla mâine, poimâine. Nu știu dacă va mai putea să venim dintr-un capă sau dintr-un altul, să ne unim aici sau într-un alt loc. Dar aceasta este clipa care Dumnezeu a lăsat-o să te mântui. Amin, amin. Dă-i slavă lui Dumnezeu din clip, că vine ziua când numai în casa ta și numai în odăița ta te vei ruga. Și dacă astăzi nu cauți unde le nu poți să te pleci în odăiță. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Amin. Și Domnul să ne răsplătească și să dea Dumnezeu biruință fraților care în această seară Duhul Domnului va îmbrăca cu putere îndoită. Amin. În slujirea Lui. Amin. Amin. Amin.